pe Didi. Acum Nicu. Nicu centrând în fața porții. Prima ocazie, prieten, pentru Târgu Mureș. A fost lovitura de cap a lui Astafei. Excelentă prima intervenție în acest sezon pentru Bălgrădean. Puiol era poreclit în Azerbaijan. Gol! Nu, nu este gol. Offside, prieten, la lovitura de cap a lui Marius Nicolae. Splendidă reluarea jucătorului întors de la Cavala din Grecia. Însă se ridica Stefanion. Oricum început nemaipomenit de meci. O fază de revăzut, asistentul de pe partea tribunei a doua, Sebastian Stoianov, era cu fanionul ridicat. În acest moment Marius Nicolae este în poziție regulamentară, aici însă este offside și a avut dreptate asistentul lui Augustus Constantin. A încercat pe spate să trimită Dragoș Grigore. Torje, din nou cu piciorul stâng, gol Dinamo! Este 1-0, Marius Nicolae cred că este autorul primului gol a lui Dinamo în sezonul 2011-2012, după centrarea lui Gabi Torje. Chionea, disperat să scoată mingea din poartă, n-a putut face mai mult și iată deschiderea scorului. Da, același asistent Sebastian Stoianov, cel care mai devreme anunțase offside, acum a ridicat fanionul și s-a îndreptat spre centrul terenului, mult mai bine clasat, și acesta este momentul în care mingea intră în poartă. 1-0 pentru Dinamo așadar din minutul 12, însă în acest moment pe teren sunt probleme. Din galeria lui Dinamo s-a aruncat cu fumigene și iată-l pe Augustus Constantin venind la masa observatorului Romica Pașcu și sfătuindu-se cu acesta. Problema nu este atât că a aterizat o petardă pe teren, deși și asta este de o gravitate excepțională, ci faptul că aproape l-a nimerit pe observatorul meciului pe Romica Pașcu. Ternică o degajare mai degrabă modestă. Cătălin Munteanu. Cătălin Munteanu! Frumos! Poziție care îi convine Dănciulescu, preluare pe poziție viitoare! Gol turcesc! Și iată ce s-a întâmplat mai important în această primă repriză. Minutul 4, centrare Paminon Danicu și senzațională lovitura de cap a lui Victor. Așa asta este parată la fel de bine de Bălgrădean. Dar și ăsta e golul. Eu cred că este autogol al lui Ghionea, nu că aș avea vreo plăcere sadică să-l creditez pe Ghionea cu autogolul, însă așa a apărut. Și o nouă fază frumoasă, din nou Astafei și Bălgrădean cu respingerea Dănciulescu, șut la colțul scurt. Sunt momentele importante în cinci ale reprizei. Întâi pentru Alexe, încercare de lansare către Torje. Tot Marius Nicolae, șut din prima și ocazie mare. A reușit Balauru să devieze șutul foarte puternic al lui Nicolae. Îi vedem pe dinamopiști salutându-și galeria, o galerie numeroasă care i-a susținut pe parcursul întregii partide. Dinamopiștii sărbătoresc practic noua ediție de campionat cu o victorie, au 3 puncte, la fel ca și Rapidul, care a învins astăzi mai devreme. Acestea fiind zise, vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit transmisiunea noastră HD.